Toți din gură. Dreapta, mai sus, așa? Ăla este, hai. Și îți repoziția la jumătatea ta. Așa s-a derulat prima probă practică a concursului Cu viața mea apăr viața. Desfășurat anual, concursul cu tematică de protecție civilă are caracter educativ, tehnico-aplicativ și sportiv, fiind organizat distinct pentru ciclul gimnazial și elevii de liceu. Fiecare echipaj participant la concurs este format din 4 elevi, 3 concurenți și o rezervă și conducătorul echipajului, cadrul didactic coordonator. La ediția din acest an, la start s-au înscris echipaje din 10 școli generale ale județului, 6 din municipiu și 4 din Stănești, Daia, Adunații Copăceni și Grădiștea, și 4 licee, Nicolae Cartojan, Ion Barbu, Liceul Comana și Tudor Vianu. În acest an avem alături de noi atât elevi de la școlile generale cât și de la liceele din oraș. Ei au de trecut peste 3 probe, proba teoretică și 2 probe practice, și anume transportul unei victime pe targă pe o distanță de 50 de metri și deplasarea cu masca pe figură într-un spațiu contaminat. După ce au răspuns întrebărilor de la proba teoretică, elevii, atât cei de gimnaziu cât și cei de liceu, au intrat în prima probă practică, cea în care trebuia să transporte un accidentat pe targă, pe o distanță de 50 de metri. Cum a fost până acum? Foarte bine. Proba teoretică grea? Nu. A fost foarte ușor. Locul 2. Cum v-ați pregătit voi pentru concursul ăsta, în mod special? Am făcut antrenamente, fetele au învățat foarte mult. Deci vă bazați pe fete la teorie și voi la practică? Normal. Ne-am descurcat deocamdată, suntem mulțumiți de ce putem face și sperăm să câștigăm. Pe ce loc sunteți acum? Deocamdată suntem pe locul 1, dar sperăm să ne rămânem tot așa. Mai aveți ce probă? Aici, la obstacole. Și crezi că va fi mai greu decât celelalte probe? Da, dar sperăm să reușim. E pentru prima dată când participi? Nu. La finalul concursului, cei mai buni participanți au fost recompensați cu premii, constând în echipamente sportive și sticuri de memorie, dar și cu diplome și medalii. Juriul a fost format din reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vlașca și Crucii Roșii Giurgiu. Cei care vor câștiga, vor obține cel mai bun timp, vor reprezenta Giurgiu la etapa interjudețeană.